Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub Lupă. Temele din această seară vor fi dezbătute alături de invitatul meu, Andy Miron, jurnalist. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit! Trecem la primul subiect al serii, scutire de impozit pe venit pentru jurnaliști. Jurnaliștii și tehnicienii în radiodifuziune și televiziune ar putea fi scutiți de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor și din drepturile de proprietate intelectuală. Potrivit proiectului, la articolul 60 referitor la scutirile impozitului pe venit, sunt introduse persoanele fizice pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la articolul 76 aliniatul 1.3 și pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală ca urmare a desfășurării activității de jurnalism, în condiții stabilite prin ordin comun al Ministrului Muncii și Justiției Sociale și al Ministrului Finanțelor. Propunerea legislativă a fost inițiată de deputatul PSD Valeriu Steriu și semnată de 27 de parlamentari PSD, ALDE și PMP. Cum afectează ecosistemul jurnalistic acest proiect de lege din perspectiva ta de jurnalist, deci de om în sistem? În principiu, această măsură este o măsură propagandistică. E un fel de mită electorală. Despre asta este vorba. Iar presa, se spune că este a patra putere în stat, dar totodată este și un business. Vorbind strict despre acest contract pe drepturi de autor, chiar domnul Câțu a fost întrebat în urmă cu 2 luni de zile ce schimbări va aduce, ce modificări vor fi aplicate în legătură cu aceste contracte pe drepturi de autor. Domnul Câțu nu a știut ce să răspundă, deci nu stăpânește foarte bine subiectul, dar în mare parte aceste modificări, această scutire de impozit are legătură în principiu cu aceste contracte pe drepturi de autor. Așa, hai să explicăm puțin care este ideea cu aceste contracte. Contractele pe drepturi de autor în mare parte vizează domeniile creative. În momentul în care un jurnalist, de exemplu, merge la un interviu, poate să opteze ori pentru contractul normal de muncă, ori pentru contractul pe drepturi de autor. Așa. Contractul normal implică mult mai multe contribuții la stat care sunt plătite de patron, de angajator. În cazul unui contract pe drepturi de autor, contribuțiile sunt mult mai mici. De exemplu, la un salariu de 3.000 de lei net, contribuția angajatorului este de aproximativ 200 de lei. De ce? Pentru că nu se plătește pensia. Vorbim aici de drepturi de autor. Contractul pe drepturi de autor. În cazul unui contract de muncă normal, contract individual de muncă, vorbim despre niște contribuții de 2.000 de lei la un contract de 3.000 de lei net. Deci de la 200 de lei la 2.000 de lei, de 10-11 ori mai mult. Asta e diferența. Contribuții. Exact. Da. Mulți jurnaliști, atunci când merg la interviu, nu cunosc diferența între un contract individual de muncă și un contract pe drepturi de autor și de multe ori sunt siliți să accepte varianta contractului pe drepturi de autor, pentru că angajatorul respectiv nu oferă o altă soluție. Adică pune condiție dacă vrei. Exact, vrei să semnezi, vrei să te angajezi aici, semnezi. Asta e contractul nostru, asta sunt condițiile. Deși un jurnalist prestează o muncă de 8-9 ore ca orice alt lucrător. Doar că statul a impus această, sau a oferit această ocazie instituțiilor media și, în general, a domeniilor creative de a fi, acei bani a rămâne în buzunarul fondatorului sau a patronului respectiv. A angajatorului. Despre asta este vorba. Este o portiță în legislație. Dar care sunt dezavantajele pentru angajat în momentul în care adoptă această formă legală, la urma urmei, de colaborare? Într-adevăr, este o formă legală, cât de morală este... Legea și moralitatea sunt două lucruri foarte... Fiecare în parte. Dar, în principiu, vorbim despre contribuțiile la pensie. Dacă respectiva persoană va munci 30-40 de ani în sistem, se va trezi că nu va avea pensie.
Deci nu va avea pensie deloc. Nu va avea pensie deloc. Nu cadrează deloc. Și în general, când vorbim despre pensie, vorbim despre trei piloni. Pilonul 1, pensia de stat, pilonul 2, pensia privată și pensia facultativă, pilonul 3. Da. Dar multe persoane nu cunosc acest lucru sau altele pur și simplu. Fac un compromis și pe termen lung au de suferit. Și, deci, practic, este vorba despre un beneficiu pe termen scurt, să spunem, adică, da, pe moment iei mai mulți bani sau ai un avantaj, dar pe termen lung, dacă lucrezi mult timp, adică înțelegem că este vorba totuși de o perioadă mai lungă, pe contract de drepturi de autor și să suferi mai târziu. Când dacă muncești de bani. 10 ani, 20 de ani sistem doar pe contract pe drepturi de autor, pleci cu un handicap automat atunci când ajungi la pensie. Vei avea o pensie mult mai mică. Bun, și în acest context, practic această scutire de impozit, cum ajută, vine în ajutor sau dimpotrivă mai mult sapă? Teoretic, salariul angajatului ar trebui să crească. Acel impozit de la 3.000 de lei, de exemplu, salariul net. Vorbim doar de impozitul pe venit, care este o fracțiune din contribuțiile. Exact, da. De 150 de lei, 200 de lei, cât o fi, ar trebui să intre în buzunarul angajatului. Dar asta rămâne la atitudinea angajatorului. Fie poate păstra el banii, fie poate mări salariul angajatului. Bun, deci este o posibilitate de câștig suplimentar, să spunem, dar asta rămâne o posibilitate. Bine, e vorbind de oricum de un proiect în acest moment. Exact. Deci nici măcar nu a fost încă aprobat, nu se știe în ce formă va fi aprobat și poate chiar dacă va fi aprobat. Trecem la următoarea temă a serii. Marea lovitură a lui Shelley. Este prima dată când se întâmplă asta în ultimii 30 de ani. În primul weekend de la lansarea în cinematografe, care a avut loc pe 27 decembrie, filmul de comedie Five Gang, un altfel de Crăciun, regizat de BR România, a înregistrat cel mai mare succes de box office al unui film românesc din ultimii 30 de ani. Filmul a generat cele mai mari încasări din istoria cinematografiei românești după anul 1989. Lansat pe 27 decembrie, filmul a fost vizionat de 146.785 de spectatori și are până acum încasări de 2.831.396 de lei, ceea ce îl clasează în topul filmelor de pe piață. Succesul în online al vloggerilor a ajuns și în sălile de cinema, filmul doborând un record inițial chiar înainte de intrarea în cinematografe cu peste 10.000 de bilete vândute în etapa de pre-sale. E o performanță, iată, după 89, reușește un film care nici măcar nu este cu actori. Care este... Distribuția fiind formată din copii, în mare parte. Da. Cum putem să explicăm un asemenea succes la urmă, ormei, din punct de vedere al cifrelor măcar. Da, fără doar și poate, da, e un succes important, în principiu propulsat de o categorie de vârstă foarte mică. Da, Shelley este într-adevăr un brand, e un succes, e un business de succes. Eu nu am auzit de acest Shelley și de Abby Talent. Sunt doi influenceri, doi copii. Am auzit la sfârșitul anului trecut de ei. Într-adevăr, au un public numeros, dar știm că de multe ori nu neapărat cifrele, nu neapărat popularitatea reflectă și calitatea. Pe asta chiar m-am uitat înainte de emisiune pe IMDb de curiozitate și am văzut că are un rating de 1,3. Deci eu nu cred că am văzut un film și sunt regizor la bază care să aibă un rating atât de mic pe IMDb. Și cred că este cel mai mic rating. Înseamnă că încă n-au intrat puștanii pe IMDb. Da, nu știu. N-au bifat, am 18 plus. Într-adevăr, eșantionul era de vreo 300-400 de persoane din câte am văzut, dar oricum mi se pare semnificativ. Deci atât o discrepanță masivă între părerile despre film și încasările record. Asta apropo da, oricum, bine. Vlogging-ul a propulsat, a creat foarte multe persoane publice, foarte multe vedete, cu ghilimele de rigoare, altele chiar vedete de pe bune. Chiar în Rusia este un copil în vârstă de 5 ani, al treilea cel mai bine plătit, cel mai bogat vlogger. Face clipuri haioase cu împreună la nivelul cu... Rusiei sau... Doar la nivelul Rusiei. Doar la nivelul Rusiei. Da, câștigă câteva milioane bune. Așa, și ce Așa. Face? Face diverse clipuri haioase, diverse... Se joacă cu tatăl ei, e o fetiță de 5 ani. Și foarte mulți copii au devenit cunoscuți pe YouTube. În lume, de fapt, prin intermediul rețelelor sociale. Și iată, și în cazul lui Shelley și a cântăreților aceștia foarte tineri,
chiar dacă nu sunt înzestrați cu un foarte mare talent, pentru că acești șelii... Da, se adresează unei anumite categorii, nu e neapărat extrem de talentat. Probabil dacă ar merge la un concurs muzical gen X Factor, va intra la categoria bloopers. Nu sunt foarte talentați, nu au neapărat cele mai inspirate versuri, pentru că foarte multe versuri zici că au fost luate de pe niște piese, niște manele, așa. Iată că au succes, dar s-ar putea să fie doar o chestiune de moment, pentru că e ceva copilăresc ceea ce fac, sunt niște copii până la urmă, se adresează unor copii, dar totul depinde de tranziția pe care o vor avea, pentru că la un moment dat ei din băieți vor trebui să se transforme în bărbați. Și la fel și publicul lor o va face. În cazul în care vor reuși să se adapteze și nu vor mai cânta eventual doar despre banii din portofel, dușmani, golani și alte chestii de genul, atunci s-ar putea să-și păstrează audiența. Da. Depinde, să vedem cum vor evolua. Sau chiar să câștige și noua audiență pe mapată, mai bine pe noua imagine sau pe noile creații, să le spunem. Dar cred că cel mai mare sau lucru pe care trebuie să-l punctăm aici este faptul că acest film demonstrează puterea comunității și puterea online-ului în zilele noastre. Pentru că este evident că partea de online a creat tot acest hype, toată această lovitură, să spunem. Absolut. Cele mai mari bugete de publicitate se învârt acum în online. Da, dar nu numai bugete, ci și aici mă refer la puterea comunității și la ce înseamnă să ai o comunitate mare în spate de followeri în online, care, iată, îți consumă orice conținut la urma urmei produci. Fie că este pe gratis, fie că este un conținut plătit, cum este acest film. Absolut. Da. Vom vedea ce se va întâmpla și cu Shelly și e interesant că tocmai după atâta timp un film care nu este făcut de actori, nu este cu actori, iată cum doboară un record. Are un succes uriaș, da. În baza, național, cel puțin. În baza notorietății create în social media. Da. Da. Păi așa se explică și partea aceasta de pre-sales, unde s-au vândut biletele în avans. Pe de altă parte, chiar am vorbit cu oameni care au fost la film și care au zis că de fapt nu prea e film. Deci e exact ce spuneai și tu, probabil că se adresează unei categorii de vârstă. Și au atins publicul țintă, mamele au venit cu copiii la film, copiii au plecat fericiți, părinții probabil că au ieșit fericiți sau mai trist, sau s-au bucurat de fericirea copiilor, da. Și asta e tot ce contează până la urmă. Și el este un business. Este, la urma urmei, o mascotă a unei generații. Nu putem vorbi încă despre un lider a noii generații. Problema este că sunt niște valori pe care sunt transmise în asemenea fel și care nu sunt poate întotdeauna cele mai potrivite. Apropo de versuri. Există și acest caz, apropo de, da, de Shelly, despre Abby Talent, care au un anumit mod de a se exprima, care poate fi considerat acum, da, tipic, ok, copilărie, copilăresc. Dar de la un punct încolo, nu mai e nicio scuză. Atunci vei deveni doar un infantil și atât. Da, iar... Dacă vei continua pe aceeași linie. Iar e clar că cei care se duc și care au vizionat, vorbim aici de fanii lor, cumva consumând acest conținut, rezonează cu acest conținut, deci adoptă și ei același pot stil copia. Sau pot copia. Copia, cu siguranță. Ceea ce, iarăși, e interesant de văzut ce se va întâmpla peste o anumită perioadă. Pot copia în funcție de cum se va poziționa și personajul, va depinde și notorietatea sa, dar nu cred că va reuși foarte mult să și modifice comportamentul viitorilor adulți. Pentru că intervine și educația din familie, și școala. Din fericire, singurul model pentru un copil în ziua de azi nu e doar un vlogger. Din fericire, da, da. Bine, sunt multe de discutat pe tema aceasta și, așa cum ai punctat foarte bine, nu este singurul model. Aici, dacă școala își face treaba, dacă părinții își fac treaba, anturajul, iarăși la un moment dat, este evident că va fi doar așa o pasiune de copilărie sau o perioadă astfel de... O perioadă adolescentină. Da, o perioadă nebună, să-i spune, cum au avut probabil cu toții, după care, evident, vin lucruri serioase. Da, probabil că va fi veni un... rebranding și la Shelly. Da. Dar să vedem. Vom vedea. Trecem la ultimul subiect al serii.
Petardele ar putea fi interzise într-unul dintre marile orașe ale României. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat vineri că vrea să interzică folosirea și comercializarea petardelor în oraș și va cere Consiliului Local să aprobe o hotărâre în acest sens. Mihai Chirica susține că cei care vor vinde sau utiliza petardele ar putea fi amendați drastic, acest lucru urmând să fie stabilit printr-o hotărâre de Consiliul Local. Primarul Iașiului vrea să interzică utilizarea și comercializarea petardelor în oraș, iar proiectul de hotărâre cu care va merge în Consiliul Local prevede sancțiuni drastice, mergând până la nivelul maxim al amenzii de 2500 de lei pentru cei care le comercializează și, desigur, altele pentru utilizatori în funcție de vârsta acestora. În ultimele zile, mai multe persoane au ajuns în unitatea de primiri urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon cu traumatisme după ce au fost rănite de petarde. Potrivit Dianei Cimpoeșu, purtător de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon, dar și medic șef al UPU Smurd, numărul cazurilor de acest fel a fost mai mare față de anii trecuți. Din câte știu, au fost foarte multe discuții referitoare la petarde și interzicerea lor și iată că nu prea s-a întâmplat nimic. S-au produs multe nenorociri la finalul anului și la începutul anului 2020. Dar nu numai, în fiecare an, de fiecare... În fiecare an, povestea se repetă. Zeci de oameni internați prin spitale, de fapt sute de oameni internați în spitale, zeci de incendii, un om a murit la sfârșitul anului cu petarda în gură. Doamne, deci asta e... Bine, și mai multe animale, asta voiam să multe animale terorizate. Chiar a fost un caz în care unui cățel i s-a introdus exact. O petardă în gură și a fost... Un caz a fost descoperit. Da, bine, un caz care a fost mediatizat în ultima vreme. Da. Și ce ar trebui făcut totuși ca să se controleze mai bine fenomenul? Pentru bine, că aici cazul, este o inițiativă acest locală. Caz e o inițiativă locală la nivelul Iașului. S-au sesizat mai multe regiuni, inclusiv în zona Clujului, în mai multe zone din țară deja au fost demarate petiții. În mod normal, treaba ar trebui tranșată fără prea multe negocieri. Cu toții am folosit petarde artificii când eram mici, da, și ne-am expus unui pericol uriaș. Și pe atunci se întâmplau nenorociri, dar o inițiativă la nivel național ar fi binevenită. În București, oricum, se vând la vedere petarde, artificii, fără niciun fel de problemă. Și e o problemă foarte mare, pentru că ar trebui interzis la nivelul persoanelor fizice comercializarea. Da, pentru că sunt și comercializate în magazine, ții minte că... Sunt și magazine la tarabe, e un fenomen în fiecare an. Dar din câte știu, parcă a mai fost mai de mult o inițiativă legislativă pentru stoparea sau mult pentru limitarea comercializării de petarde, însă efectele nu s-au văzut aproape deloc. Adică ce ar trebui făcut bine, acum concret ca să se stopeze cu adevărat? Treaba cu petardele, într-adevăr, e mai veche, dar și artificiile se pot transforma în arme letale și multe alte aceste mici dispozitive explozibile care se pot transforma în armele tale. Și statul ar trebui, în mod normal, să-și protejeze cetățenii și ar trebui să facă toate demersurile pentru acest lucru. Deci, practic, să nu mai vorbim despre inițiativă locală, ci o inițiativă națională de control. O inițiativă națională. Și aici vorbim o dată de comercializare, probabil, și de deținere sau utilizare. Și de deținere, bineînțeles. Da, pentru că sunt, chiar citisem la un moment dat, că sunt unii care își fac stocuri de așa ceva ca să le ajungă pe toată perioada sau mai mult și între. Da, sunt cazuri, vând pe internet, fără niciun fel de problemă. Și automat ar fi nevoie de o dată de legislație și măsuri coercitive, aplicate, nu doar teoretice. Vorbim aici de amenzi sau chiar măsuri mai grave? De amenzi și probabil măsuri mai grave. Cel puțin pentru cazurile de rănire intenționată sau... Astea automat se pedepsesc. Dar, oricum, în cazul unei inițiative la nivel național, am vorbit și despre un confort fizic, dar și psihic, pentru că știm că mulți tineri găsesc o distracție în a arunca petarde pe jos și a terorizat tot felul de oameni, femei și persoane în vârstă în general. Da, așa e. Acest teribilism care, la urmă, oameni să poate costa sănătatea unei persoane, în cel mai bun caz. Și se vede în fiecare an. Da. Andy, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Discuția această seară. Eu sunt Dan Truția, ne vom vedea și mâine la o nouă ediție a emisiunii Sub Lupă. Dar până atunci vă las pe A7 TV alături de emisiunea Alături de Tine, prezentată de colega mea Alina Ilioi Mureșan. O seară frumoasă și ne vom revedea mâine. La revedere!
Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.